Datele ultimului raport al Comisiei Europene arată că 18% dintre români obișnuiesc să ia antibiotice fără a avea o rețetă de la un medic, asta în timp ce media europeană la acest capitol este de doar 3%. Experții din domeniul sănătății avertizează că abuzul de antibiotice poate duce la sfârșitul medicinii moderne. Antibioticile nu trebuie date fără rețetă din medic. Ați obișnuit în trecut să luați așa antibiotice după cum ați gândit dumneavoastră? Dată după urechii. Cum faceți? Numai cu rețetă și după ce te consultă medicul. Nu e vorba că am trei copii, acum fetele Iași, trei copii mici și nici atunci nu administram copiilor mei antibiotici după urechi. Numai după recomandarea medicului. Uneori îl știi și ceva de urgență și poți să-l iei. Da. Fără rețetă neapărat să-ți dea, dar altfel ce faci? Să-l închizi pe la medici, nu știu ce? Pentru că toată lumea își lua antibiotice că trebuiau sau nu trebuiau și nu fac. Obișnuiți să luați așa antibiotice fără să consultați un medic? Am luat antibiotice, cred că de vreo 50 de ani. Nu iau. Deci nu e bine să iei antibiotice fără să spună medicul. Medicul trebuie să hotărască. De ce? Pentru că dânsul știe boala, știe ce trebuie pentru orice afecțiune. Infecțiile reprezentau principala sursă de mortalitate la nivel global în urmă cu 100 de ani. După introducerea în practică a antibioticelor, incidența deceselor provocate de infecții a scăzut considerabil. După aproape un secol însă ne-am putea întoarce în același loc. Utilizarea excesivă a antibioticelor crește rezistența microbilor la aceste medicamente, lucru care ar putea duce la apariția unei bacterii care nu s-ar putea trata cu niciun antibiotic existent prezent în farmacii. De multe ori persoane își administrează antibiotice atunci când de fapt nu ar avea nevoie de ele. Bineînțeles, dacă nu ai avea nevoie de ele și ți le administrezi, totuși beneficii nu există, dar riscurile implicate de administrarea antibioticelor apar, de la tulburări de, să zicem, de floră intestinală până la scăderea imunității generale, până la alte riscuri implicate. Pe de altă parte, există și, cum să spun eu, implicații care le depășesc pe cele de ordin personal. Și anume, utilizarea greșită, utilizarea neconformă a antibioticelor duce la scăderea eficienței acestora în general. Și atunci, practic, trebuie permanent dezvoltate alte și alte antibiotice, pentru că populațiile bacteriene prezente nu mai răspund la cele pe care deja le avem. Statisticile arată că zilnic 600.000 de români urmează un tratament cu antibiotice. Această cifră ne clasează pe locul 2 la nivel de Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de antibiotice.